Bine ați venit la o neașteptată conferință de presă. O conferință de presă care marchează lansarea oficială a unui grup informal pe care l-am denumit Grupul pentru Dialogul Dreptei Tulcea și care are ca destinație, ca scop final, nimic altceva decât să contribuie la procesul de unificare al celor două mari partide de dreapta, la crearea unui partid mare, național-liberal, înțeleg, și competitiv în județul Tulcea. O să vă spun câteva cuvinte despre acest grup și am să încep în mod atipic prin a spune ce nu este acest grup, întrucât zilele trecute am remarcat în urbe felurite interpretări despre acest grup. O să vă spun că nu. Nu suntem un grup alternativ la noul partid de dreapta. Nu suntem o dizidență a noului partid de dreapta. Suntem, dacă îmi permiteți lipsa de modestie, o plusvaloare, un grup care se încearcă a fi coagulant, un grup de dialog, cum l-am numit, un grup care să ajute această construcție frumoasă, credem noi. O să vorbesc puțin despre grupul nostru, care în prezent reunește peste 100 de persoane și care este compus din atât din membrii PDL, cât și din membrii PNL, deși Ludovic Adinaur mi-a spus că nu mai există membrii PNL și PDL, există doar membrii ai Marelui Partid Liberal și îmi place această abordare, și există un număr de peste 70 în prezent de noi membri până adineauri neafiliați politic, care de astăzi încolo devin membrii ai Partidului Național Liberal, în speranța și cu convingerea că vor deveni în nu foarte mult timp membrii ai Marelui Partid Național Liberal. Am spus adineauri că sunt peste 70 de noi membri, care în marea lor majoritate, cred că 90-95%, nu au mai fost membri ai niciunui partid politic. Această medie o stric eu și încă vreo doi prieteni. Ceea ce este un semnal foarte bun, zic eu. Este un grup eterogen și de bună condiție. Și m-aș referi la aspectul profesional. Avem avocați, avem medici veterinari, avem contabili, avem economiști în acest grup, oameni care lucrează în sistemul educațional, avem și șomeri, avem tineri, avem crescători de animale. Și spre marea mea bucurie, avem un număr considerabil de liberi întreprinzători, oameni care formează, cred eu, ținta oricărui demers politic liberal. Am să mă refer, deși nu credeam că se va ajunge vreodată aici, și la componența etnică a acestui grup. Sunt firește români, sunt macedoneni, sunt turci, sunt greci și am observat acest aspect de eterogen, dar complementar, aș spune eu, doar ca urmare a ultimelor discuții pe care le considerăm ridicole, sigur, pornite dinspre direcție pesedistă, cu scop, cu țintă clară. Sub același aspect, pot să vă spun că sunt membri ai grupului creștin-ortodoxi, catolici, chiar de religie islamică. Și cred că cei care nu sunt ortodoxi se simt atât de rău cu ortodoxii din grup, precum se simt ortodoxii din grup cu ei, adică deloc rău. Cât privește aspectul vârstei, avem cam 10% din acest grup studenți și mergem gradual, uniform, coerent, până la o vârstă de 60-70 de ani. Este un grup, va să zic că spre marea mea încântare, eterogen, dar, repet, complementar, bine construit, de bună condiție morală, profesională, civică, i-aș spune. Vreau să vă spun, să vă povestesc pe scurt de ce acest grup a apărut. Și nu a apărut din niciun alt motiv decât pe fondul entuziasmului pe care ideea de unificare a dreptei l-a produs. Nu văd mulți din acest grup care să-și fi dorit brusc să se afilieze într-unul din aceste partide fără un motiv aparte.
Am să vă explic foarte pe scurt cum va funcționa acest grup. Cum am spus, există membrii ai grupului, care e un grup informal, nu are personalitate juridică și nu va exista foarte mult. Va exista până când scopul despre care am vorbit se va fi realizat. Există membrii care deja activează în cele două partide și există acest segment consistent, îl socotesc eu, de noi implicați politic. Ei vor activa unitar, vor încerca să-și întărească firește această poziție, să-și diversifice valențele profesionale, intelectuale, sociale și să creeze ceva. Noi ne-am gândit și probabil că vor apărea mereu idei. Încercăm să creăm politici publice, proiecte de politici publice la nivel local și județean. Fac o confesiune, nu suntem atât de aiuriți încât să credem că noi vom influența politica la nivel național. Sunt aici alți invitați care se vor ocupa cu succes de așa ceva. Ne vom ocupa de politici publice, de sănătate, de cultură, de educație, de investiții, poate, încercând să contribuim prin diversitatea experienței profesionale, prin buna pregătire profesională, să pregătim lucruri care să devină din proiecte practică, sigur, cu concursul autorităților locale. Vreau să vă mai spun un singur lucru, și anume, ce cerem? Sigur, venim să dăm mult, cerem ceva. Cerem în plan imediat o atitudine corectă, onestă și, am să folosesc limbaj de lemn, constructivă al celor doi parteneri politici. Și ca primă chestiune pe care noi o solicităm, nu avem cum să o decidem, urmează să o decidă forurile de conducere ale celor două partide, ca semn de onestitate al Partidului Național Liberal față de partenerul său. Aici, în plan local, știm bine, există două situații nu neplăcute, înfiorătoare, după gustul nostru. Există doi liberali care au deraiat de la acest demers, un consilier județean și un consilier local, și noi cerem forurilor de conducere ale PNL ca semn de onestitate, nu ca aritmetică privind majoritatea în consilii, nici aia nu iese rău, cerem ca semn de onestitate sancționarea cu cea mai drastică dintre sancțiunile posibile pentru cei doi oameni care sapă la rădăcina proaspetei fundații a viitorului partid. Este vorba de consilierii Petre Badea și consilierul local Anatoli. Pe termen mediu dorim să finalizați această construcție și în acest sens o să-l rog pe Ludovic Orban, care astăzi va pleca la București, atât. Dacă îl întâlnește la București pe Sebastian Lăzăroiu, care vede această construcție ca fiind una ratată, să-i comunice din partea noastră că nu este ratată. Doar previziunea lui este încă o previziune ratată a sociologului Sebastian Lăzăroiu. Vă mulțumesc, salut prezența între noi, e o mare încântare, a lui Ludovic Orban, care a venit plin de entuziasm și de la prima noastră solicitare. Salut prezența celor doi președinți de partide. Asta, prezența lor mi-arată că au înțeles corect demersul nostru, că le este util, că îl apreciază și că îl iau în seamă, lucru pentru care le mulțumesc și îi dau cuvântul lui Ludovic Orban, întrebându-l cu ce ocazie pe la Turcia. La invitația dumneavoastră. Deci se confirmă. Domnule Antonescu. Asta e. Nu mai scăpați de Antonescu. Mă bucur să fiu astăzi aici. Am ținut să fiu prezent, în mod evident, și la invitația copreședinților Marelui Partid Național Liberal, filiala județeană Tulcea, dar și la invitația domnului Antonescu. Pentru că am înțeles că este vorba de un demers prin care foarte mulți oameni, aparținând a ceea ce se numește generic clasa de mijloc, foarte mulți oameni care până acum au stat în afara vieții publice și în afara partidelor politice, vor
să devină activi în viața publică, vor să facă parte din marele partid care se construiește prin contopirea dintre Partidul Național Liberal, Partidul Democrat Liberal și să nu uităm chiar și Forța Civică, care și ea este parte a acestei mari uniri. Și nu face altceva decât să mă bucure acest fapt. Chiar la congres am spus un lucru care, după părerea mea, e o profesiune de credință pentru mine. Majoritatea românilor sunt educați, civilizați, cu frica lui Dumnezeu, cu 7 ani de acasă, oameni cu minți, oameni care își văd de treaba lor, oameni care încearcă să își dezvolte cariera și oameni care au dorința de a se realiza în viață în mod cinstit, în mod onest. Din păcate, această majoritate zdrobitoare din societate nu a reușit să se impună în planul vieții politice, să-și desemneze reprezentanți care să le semene în funcțiile de conducere, atât la nivel național, cât și la nivel județean, cât și la nivel local. Pentru a duce România în direcția bună, este absolut necesară implicarea în viața publică și implicarea în decizia în viața cetății a cât mai multor oameni de calitate. Pentru că răul triumfă atunci când cei buni stau deoparte și preferă să stea în turnul lor de fildă și preferă să-și vadă de cariera și de profesia lor și refuză să se implice în ceea ce înseamnă deciziile la nivelul comunității. Mă bucur că astăzi sunt practic actor în această înscriere masivă în Partidul Național Liberal. Chiar dacă nu-i cunosc pe cei care s-au înscris astăzi, îi cunosc așa din descrieri și povești pe unii dintre ei și sunt convins că prezența lor în marele Partid Național Liberal va reprezenta un imbold, în primul rând, pentru îmbunătățirea și însănătoșirea vieții politice și, în al doilea rând, pentru o creștere a capacității Marelui Partid Național Liberal de a convinge cât mai mulți oameni de calitate să se implice în viața publică și, nu în ultimă instanță, să se implice în alegerile prezidențiale din acest an, care este decisiv ca cei care stau pe margine să nu mai stea pe margine, pentru că dacă vor sta pe margine, nu fac altceva decât să lase România să fie sufocată de caracatița PSD. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Președintele Partidului Național Liberal. Bună ziua, în primul rând! Vreau să vă spun că mă bucur mult de venirea fiecărui cetățean în rândurile Partidului Național Liberal, pentru că fiecare om înseamnă o plusvaloare. Venirea unui grup care are ca obiectiv această unificarea dreptei care este deja stabilită de congresele comune a celor două partide, nu face decât să transmită către societatea românească un semn al deschiderii noastre. Chiar și faptul că atât domnul președinte Hogea, cât și eu, am acceptat să fim astăzi oaspeții acestui grup pe care îl considerăm un fragment important din societatea civilă, se vrea un asemenea semn. Vreau să vă spun că în ultima vreme au venit destui de mulți, un număr semnificativ de oameni în rândurile Partidului Național Liberal, asta în ciuda faptului că acesta nu se mai află de mult la putere. E posibil ca unii să și plece din anumite interese. Dar venirea unor oameni în momentul în care aceștia nu au decât de dat partidului este un semnal pozitiv pentru noi în ceea ce privește capacitatea societății civile de a se mobiliza în momente cruciale. Și noi credem că acest moment de dinainte de alegerile prezidențiale este unul din aceste momente. Vorbea domnul vicepreședinte Rudu Cuvir Corban de faptul că unii înțeleg să stea deoparte, să stea în turnul lor de fildeș. Eu
aș vrea să vă spun foarte pe scurt o mică istorioară din învățăturile budiste. Un om stătea într-o casă și un trecător a bătut la ușă și i-a spus: domnule, omule, ieși afară, casa ard. La care cel dinăuntru l-a întrebat: dar cum este vremea afară? Plouă, e prea cald, e prea frig. Nu există pentru nimeni un turn de firdeși în care să putem sta comozi. Trebuie să contribuim fiecare ca țara în care trăim să o ia pe un drum sănătos. Numai așa fiecare poate să aibă locul lui cald și în turnul de firdeși. Încă o dată vreau să vă spun că și să transmit că bineînțeles că membrii grupului vor fi bine primiți, vor putea, după tradiția Partidului Național Liberal, să vină cu idei, cu propuneri, îi vom pune cu alte cuvinte la muncă. Pentru că, fără a vă obosi cu citate, Saint-Exupéry spunea prin gura unui personaj într-o carte, Citadela: lasă-i pe oameni să stea degeaba și ei se vor urmă. Pune-i la treabă și ei se vor iubi. Mă bucur foarte mult că, de asemenea, sunt foarte mulți oameni care n-au mai făcut niciodată politică. E un semn și sper să fie un semn și pentru ceilalți. Și că, în acest grup, informal, sunt reprezentanți ai celor alte partide, ca un semn că trebuie să încercăm să ne apropiem mai mult, să ne cunoaștem, să înlăturăm orice tip de suspiciune și să încercăm să învățăm unii de la alții. Încă o dată le mulțumesc că au venit în Partidul Național Liberal, îi felicit pentru această decizie, din punctul meu de vedere foarte subiectiv, o decizie înțeleaptă, și încerc să transmit prin ei și prin dumneavoastră semnalul către oameni de orice vârstă, orice pregătire, orice religie, orice naționalitate, că Partidul Național Liberal poate fi o casă pentru toți, o casă din care să începem să reconstruim România. Vă mulțumim, domnul primar. Eu nu sunt pregătit cu niciun citat din nimeni. Bun, prezența mea aici se extrage, dacă vreți, din trei calități. Prima, cea de primar, și care, evident, orice oaspete care vine în comunitatea noastră este binevenit și, repet, fiind primarul municipiului Tulcea, în această calitate și nu numai, îi doresc că domnului Ludovic Vorba un bun venit în municipiul Tulcea. A doua calitate este, evident, cea politică, nu? Ca și președinte al Partidului Democrat Liberal, cel care împreună cu Partidul Național Liberal, iată, sunt împreună într-un demers comun pentru o construcție politică comună, vehicul pentru ceea ce înseamnă candidatul la prezidențiale și, evident, după aceea, fuziunea în Marele Partid Național Liberal. Îmi place cum o spune Ludovic, sună așa rotund și complet, Partidul Național Liberal. Ai o voce care seamănă ca și adresabilitate și impactul al lui Traian Băsescu, să spun. Da, el are... Numai vocea. Numai vocea. Are chestia asta. Numai vocea, da. Sună rotund și complet. Trebuie să recunoaștem. Și intră în... Exact. E o calitate și, evident, tot același aspect am vrut să-l precizez și legat de tine. Deci, îl salut și pe această cale de domnul Ludovic Vorba. Și, evident, pe dumneavoastră, cei care faceți parte din acest grup de inițiativă, pe mulți dintre voi vă cunosc, împărtășim, dacă vreți, valori comune, nu neapărat pe zona politică, și dintr-o altă zonă de exprimare spirituală, și nu numai, și aici mă gândesc la prieteni foarte vechi de mine, citesc pe Paul Cuisăr, la Maria Miene și ceilalți cu care am hălăduit până din relațiile noastre prin municipiul Tulcea. Știți cum e? La modă apare aceste formule de agregare în zona citată prima dată ca societate civilă, după care, evident, se leagă pe un demers politic. Știm că așa a apărut și Fundația Alianța Civică, după care mai nou, știți, e vorba de acea organizație, Inițiativa Liberală,
fundația care a creat mai departe Partidul Mișcarea Populară și așa mai departe, nu o spun la sensul peiorativ, faptul că, iată, aici un grup de tineri și de cetățeni ai municipiului cu sau fără culoare politică, cu sau fără intenții declarate de a se scrie într-un partid, unii înțeleg că au și declarat acest lucru, chestiune onorantă pentru noi, nu? Faptul că Cristi Antonescu, împreună cu ceilalți colegi pe care îi salut cu simpatie, reușește să creeze această stare de spirit în zona unora care poate sunt ușor derutați de ceea ce se întâmplă și poate încercăm să-i lămurim din acest punct de vedere, este lăudabil. Acum, eu l-aud pentru prima dată pe Cristi vorbind, vorbește bine, n-am avut ocazia până acum să-l aud vorbind. Bun, poate fi considerat și defect profesional, dar nu toți avocații vorbesc bine. No offense, e clar. Pentru această tagmă, pentru care am tot respectul. De altfel, dar m-a surprins plăcut Cristi. Bun, este un început bun pentru ceea ce înseamnă până la urmă, nu, acest mare Partid Național Liberal care se dorește. Salut inițiativa, salut tot ceea ce sperăm noi că se va întâmpla în bine din acest punct de vedere și evident ne dorim până la urmă o exprimare responsabilă, o exprimare decentă în zona politica județului Tulcea. Știți foarte bine și am spus-o de fiecare dată că nu mă situez în zona talibanilor sau fundamentaliștilor politici. O declar și de față cu Ludovic, că în primul rând apar în fața comunității mele ca și primar și după aceea ca și personalitate politică. Nu mă consider personalitate politică, nu neg până la urmă apartenența la un partid politic, dar eu sunt primarul acestei comunități și trebuie să vină întâmpinarea oricărui demers care privește binele cetății pe care o reprezint. Ceea ce se întâmplă astăzi, am convingerea că vine înspre această direcție. Cineva spunea cu o ușoară formă de reproș așa amical că trandafirul e mai slăbuț așa și mai firav și puțin. Dar e mai gingaș pe față de săgeată care e foarte bine condurată și extrem de... Dar am zis, doamne, nu-i nimic. Așa este. Da? Eu pot să vă spun și cine e graficianul, dar mai bine nu. Da. Totuși n-am vrut să iasă dintr-un trandafir un palmier, că altfel le egalizam cumva. E în regulă. Bun, deci succes acestui demers și evident mi-aș dori ca tot ceea ce se întâmplă astăzi și de astăzi încolo să fie înspre bine comunitățile pe care le reprezentăm până la urmă, că să nu uităm, noi suntem aici pe voturi, știți că toată lumea spune nu suntem născuți nici din razele soarelui, nici din spuma mării și dacă suntem aici, suntem trimiși de niște cetățeni care ne pot și trimite undeva, dar ne pot și retrage sprijin. Ceea ce se întâmplă astăzi spre să fie bine, înspre ceea ce înseamnă edificarea tuturor celor care gândesc înspre dreapta în România, am mai declarat-o și public, este foarte bine pentru sănătatea politică a României, până la urmă, ca tot ceea ce înseamnă formațiuni politice care simt și trăiesc spre dreapta să se coaguleze în această mișcare de dreapta, nu e așa? Pentru că peste tot în lumea modernă occidentală există două forțe politice clare, de orientare stânga și dreapta, care evident își dezbat doctrinele, guvernarea, principii și așa mai departe. Este bine că iată după 25 de ani această fărămițare a politicii românești începe încet să se stingă și să se coaguleze cele două poluri de exprimare politică clară. Și este bine și pentru ceea ce se întâmplă, dacă vreți, din punctul de vedere al nostru aici, în zona județului Tulcea. Ludovic, cred că știe, chiar dacă din punct de vedere electoral nu însemnă foarte mult, pentru că știți foarte bine, când se discută de coșul electoral, zice Constanța, câți locuitori are? 750. Interesant. Tulcea cât are? 250. Amă, lasă-i, ăștia câte voturi poate să aduce. Totuși, vreau să vă spun că al patrulea județ ca mărime din țară fiind, dar cu numărul de populație, cred că după noi mai este Covasna, ceea ce se întâmplă la Tulcea, vreau să vă garantez că în comparație cu alte județe sau orașe, care cel puțin din punct de vedere demografic o să evită pretenții mult mai mari decât noi, cum este Brăila, Galați, chiar și Constanța, Tulcea începe să însemne ceva pe harta României din toate punctele de vedere și ca orice gen de exprimare și de ce nu, în ultimul rând, chiar și politic,
Chiar dacă, domnule Orban, suntem doar 205.000 de locuitori în tot județul. Mulțumesc frumos. Vă mulțumim. Nu mult, am set mult. Okay. Nu numărul contează, ci calitatea. Sigur. Dacă aveți întrebări, dacă nu, înseamnă că am fost expliciți. Asta, dumneavoastră. Trebuie să ia cuvântul dintre cei care zic. Aș vrea mai întâi câteva cuvinte despre structura de conducere a grupului, dacă se poate vorbi despre o structură de conducere. Nici vorbă. Eu. În ce calitate vorbiți dumneavoastră acum? De co-inițiator. Ce ați făcut în ultimii 5 ani? Dacă îmi dați o sfert de oră, trebuie să mă gândesc, ca să o iau și cronologic, aș putea să vă spun. Okay. Nu, aș vrea câteva cuvinte despre activitatea dumneavoastră politică. Dacă a existat până în momentul de față. Vă rog, a existat. A existat o lungă perioadă de vreme. Înainte de anul 2000, am fost membru al Partidului Național Liberal, de-aia spun că stric puțin media celor care azi intră și n-au mai fost niciodată. Am fost preț de 8-9 ani, membru al Partidului Național Liberal, foarte activ, nu știu, e mea culpa, dar asta e situația. Ați ocupat o funcție de conducere? Am fost într-o vreme președintele Tineretului Liberal. În ce măsură, aș fi vrut să răspundem la această întrebare și domnul Orban, în ce măsură credeți că această inițiativă ar putea să fie extinsă la nivel național? Adică aș vrea o răspuns și din partea co-inițiatorului și din partea... Eu am participat anul trecut la un eveniment similar în Timiș, la Timișoara. Deci nu este... E singular că e, să spun așa, aici la Tulcea și inițiatorul, ca să spun, a fost o mare critică al nostru, e adevărat, de pe poziții, de pe poziții nu de stânga sau de ăsta, ci de pe poziții de bună intenție. Și chiar mai de dreapta, mă rog. Cine n-are spirit critic poate ajunge foarte ușor în situația care... Multora care mie nu-mi plac și care într-un fel fac rău în viața publică, ajung în postura de slugar, de ringăi și nu e cazul domnului Antonescu. Aia, cu siguranță. Lucru respectiv. Să știți că în ce mă privește și pe mine, dar din câte am văzut și pe domnul Iohannis, suntem și domnul Antonescu, anterior, chiar a mers pe un mesaj foarte puternic de deschiderea porților Partidului Național Liberal către societate. Sigur, aici problema esențială care există se datorează unei percepții a vieții publice și a majorității politicienilor care este defavorabilă, iar această percepție ține foarte mulți oameni de calitate, oameni care ar putea să-și aducă o contribuție importantă în mersul înainte al societății, ține în poziția de persoane private și nu de oameni care se implică în viața publică. Pentru a putea să-i convingem pe acești oameni, trebuie să arătăm că le semănăm, că suntem ca ei, că nu avem năravurile pe care le-au foarte mulți dintre cei care s-au băgat în politică în România ultimilor 25 de ani, să spun, România de tranziție. Câte asemenea grupuri mai există în țară? Nu vă pot da acum, am răspuns. Nu vă pot da acum, am răspuns. Dar, cu siguranță, pot să vă spun cu siguranță următorul lucru, că deși este vacanță, deci este vacanță, în urma procesului de fuziune, deja există un interes crescut din partea multor oameni, de calitate, atenție, pentru că sunt două tipuri de oameni care se înscriu în partid. Sunt oamenii care se înscriu în partid atunci când partidul este în opoziție și ăia, în general, sunt oamenii care sunt cei mai fideli membri de-a lungul timpului, pentru că ei nu vin într-un partid politic numai ca să ocupe o funcție publică sau ca să obțină un avantaj personal. Și sunt oameni care se înscriu în partide la putere. Din păcate, toate partidele au suferit de acest sindrom, că s-au umplut de, să le zic, firimituriști, sinecuriști, de oameni oportuniști care au venit alături de partid numai pentru a ocupa o poziție pentru concentrate sau mai știu ce alte poziții. Dar vă spun din experiența cel puțin a Partidului Național Liberal că în Partidul Național Liberal, coloana vertebrală au reprezentat-o acei membri ai Partidului Național Liberal care
s-au înscris când partidul era în opoziție și când șansele de a ajunge la putere nu păreau foarte mari. Domnule avocat Cristian Antonescu, sunteți o persoană aplicată cu metodă. Păi nu mă interesează chestiuni de ordin local. Ați spus că scopul principal, sau așa am înțeles eu, al acestui grup de, pentru dialogul dreptei Tulcea, în măsura existenței sale, va fi promovarea unor politici publice. Cum ați gândit promovarea unor idei, centralizarea lor, astfel încât aceste idei, de mai bine, da, în sănătate, în turism, am văzut o pagina de Facebook pe care o promovați, să fie și concretizate de autoritățile locale prin proiecte de hotărâri. Și aș completa eu, dacă nu vă supărați, deloc, dacă acest grup o să se activeze în campanie, sau urmează chiar de mâine să înceapă niște dezbateri publice reale, cele așteptate de toți. Mi-ați spus două opțiuni. Aveți dreptate în amândouă. Se vor întâmpla amândouă. În campanie nu au cum să nu se implice, pentru că sunt de azi încolo, sau mă rog, de la validare, dar cu vechime începând de azi, membrii de partid. Membrii de partid nu vin astăzi, cum zice domnul Orban, în opoziție, ca să doarmă până ajunge partidul la putere. Evident că în campania electorală ne vom implica cu entuziasm. În ceea ce privește politicile de care vorbeam, noi putem să asigurăm aici un creuzet de idei. Putem aduce profesioniști, oameni de bună condiție, care să propună, să dezbată, ca din acest creuzet să iasă un proiect, două, cinci, coerente. Dacă rămâneam în societatea civilă, am fi avut proiectele pe hârtie și cam atât. Prin forța acestui grup, că spun de poimine încolo, vom continua să-l întărim, vom avea, cred, greutatea de a-l și impune. Dacă e bun, poate e și prost. Vom avea posibilitatea să discutăm cu autoritatea publică de pe o poziție colectivă și nu individuală. Și am crezut, cred acum, că asta este o soluție de a promova ceva bun. Dar ce vreau să spun deocamdată, acest grup este un creuzet de idei. Scuzați-mi, iar aceste idei vor fi formalizate în sânul partidului prin departamentele sectoriale. Fără îndoială. Pe sănătate, pe turism, pe... Da? Fără îndoială. Ați început deja să... Asta se vor concretiza, scuzați-mă, și prin inițiative ale consilierilor locali, bănuiesc. Da, sigur, când am spus... Care nu au existat în acest mandat, de exemplu. Nu știu dacă au existat. Eu vin din societatea civilă. După caz, au existat sau nu au existat, vorba lui Caragiale. Au fost și mai așa și mai pe dincolo. În general, nu știu. Dar nu vreau să mă refer la chestiunea asta. Vreau să spun că atunci când zic de un creuzet, n-avem monopolul ideilor în acest grup. Poate să vină un terț neimplicat care nu vrea să fie în acest grup, dar vrea să contribuie cu o idee, cu o propunere. Eu înțeles, dar multă lume are idei, dar nu se și materializează în proiecte de hotărâri. Asta spun. Nu stă în puterea noastră să... A reprezentat un... Sigur că da. De-aia spun, suntem un grup complementar. Vom face propuneri. Dacă vor fi găsite corecte sau nu, în urma unei dezbateri cu noi, firește, nu le vom înregistra la registratura partidului și atât. Vom crea aceste discuții. Dacă vor fi socotite de bună calitate, sunt convins că vor fi promovate. Dacă nu, nu vor fi promovate fie da, pentru da, că sunt proaste... Domnul pune o întrebare foarte bună. Deci, Partidul Național Liberal, special după venirea domnului Stolojan, a avut niște comisii de specialitate care, în general, au produs politici publice, planuri, programe sectoriale de bună calitate. Numai că nu totdeauna ele au fost aplicate, că s-a întâmplat de multe ori atunci când partidul a ajuns la guvernare să pună în poziția de ministru pe unul care n-a avut nicio legătură cu laboratorul, cu echipa, cu comisia de lucru. Sperăm să nu se mai întâmple astfel, pentru că în ce mă privește pe mine, eu întotdeauna am susținut că cei care au inițiative benefice, cei care au capacitatea să elaboreze, că asta e una din marile probleme pe care le au, să spun, oamenii politici din România, că așa ai o idee pe gură, numai că trebuie să o elaborezi, trebuie să fundamentezi, trebuie să faci evaluări, să faci analize și așa mai departe, până reușești să determin cu adevărat un proiect fezabil care să aibă și efecte benefice. Sunt convins că cei care vor veni cu astfel de proiecte serioase vor fi susținuți la nivelul conducerii, iar dacă, evident, conducerea cei doi copreședinți și biroul județean rezultat va susține astfel de proiecte concrete, ele se vor pune în practică în structurile locale și, de ce nu, unele și la nivel național. Mulțumesc! Domnul Gheorghe, o întrebare.
Mai am eu o întrebare, dacă se poate pentru președinții celor două partide, care vor face parte din acel partid, Marlen Dodonăț, și pentru domnul Ludovic Orban. Dacă aveți cunoștință, probabil că aveți cunoștință de persoana celui care va fi candidat pentru președinția României, numai două zile mai sunt până, nu? Și dacă știți, puteți să le spuneți ceva de acel eventual potențial proiect de țară pe care îl susține acest candidat de dreapta. Vă mulțumesc! Acum, singurul care cred că este mult mai aproape de asemenea gen de informații, nu poate să fie decât domnul Ludovic Orban. Deci, în masă din teritoriul nostru, nu am să vă dau răspunsul. Da. Deci, mâine se vor finaliza cele două sondaje de opinie. Cele două case de sondare vor prezenta mâine. Probabil mâine și, practic, fac centralizarea, analiza, prelucrarea și analiza datelor. Deci, cel mai probabil va exista o întâlnire a conducerii noi formațiuni politice. Mă rog, ceea ce se numește astăzi Consiliul de Coordonare al Alianței, care, în baza rezultatelor sondajelor de opinie, va formula o propunere pentru biroul politic național, care va avea loc luni. Nu vă pot da rezultate și dacă aș ști date din sondaje, nu vi le-aș da, pentru că nu mi s-ar părea corect față de cei doi candidați implicați în cursă și mai ales față de toți colegii mei de partid. Veți afla luni cu certitudine. În ceea ce privește proiectul de țară al candidatului, deja și Cătălin Predoiu și Klaus Iohannis deja schițe au prezentat idei din proiectul de țară. În mod evident, în funcție de candidatul care va fi desemnat, acest proiect de țară va trebui elaborat astfel încât să cuprindă elementele din platformele ambelor candidați, pentru că, indiferent cine va fi candidatul, el va fi sprijinit de toată forța, de tot ceea ce înseamnă noua forță politică de dreapta din România.